Cine este pentru? 100%. Ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acord prealabil și autorizație de amplasare și sau cu acces în zona drumurilor publice pe raza Comunului Sândurel în vederea efectuării lucrărilor, racorduri și branșamente, inițiator primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2022, inițiator primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor cu acces rezervor Sândurel în cadrul obiectivului de investiție alimentare cu apă a satelor aparținătoare Comunului Sândurel, inițiator primarul Comunei. Punctul 2. 4. Proiect de hotărâre privind acestarea la apartenența domeniului public a Comunei Sândurel, a unui terenul aflat în extradulatul Comunei Sândurel, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acord prealabil și autorizație de amplasare și sau cu acces în zona drumurilor publice pe raza Comunului Sândurel în vederea efectuării lucrărilor, acorduri și branșamente, inițiator primarul Comunei. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Este vorba, punctul 1, este vorba de branșamentul și racordul cetățenilor la rețeaua de canalizare respectivă apă. Conform legislației, aceste racorduri și branșamente nu se face decât cu aprobarea administratorului drumului, adică Consiliul Local, dacă este vorba de drumuri publice, respectiv drumul județene, respectiv drumul național. Noi am încheiat un contract cu un proiectant pe drumul național, în două luni de zile, dar încheiat de vreo două luni de zile, așteptăm avizul, aprobarea la drumul național, la racordul și branșamentul. Adică, ce vreau să spun, nu poți să efectuezi niciun racord, niciun branșament la drumul național dacă nu ai avizul de la drumul național. Noi avem proiect pe această investiție. Deja am început câteva racorduri pentru că erau necesare pe drumul TISA și așteptăm avizul de la drumul național, avizul de la drumul ștețean care avem. Întrebări pe acest lucru? În concluzie, acordul și branșamentul se face după ce ai toate documentele. Eu am explicat. Noi mai avem o sumă de bani, nu știu cât, nu are rost să spun, pe care putem să le mai folosim. E foarte simplu să închid această alimentare cu apă, iar comuna să doresc să pierdă 1 milion de lei, aproximativ 10 miliarde, să zicem. Adică, nu știu cum vedeți, dar eu prefer să mai duc 2-3 luni de zile, eu știu, 2-3-4 luni de zile, să vedem care este situația și cu Angel Salini. Asta este. Supun la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, inițiator primarul Comunei. Este vorba de transferul unor sume de un subcapitol alt. Nu este o rectificare de buget pe capitol. Este de un subcapitol alt capitol. Este vorba de ajutoarele sociale, este vorba de o anumită sumă pentru susținerea culturilor din cadrul totul același capitol, asigură și asistență socială, adică asigură că trebuiau plătite de noi către stat. Și să le tragă anumite sume de un capitol și să duce alt subcapitol, dar în cadrul același capitol. Deci nu au venit bani de încălire, este vorba doar de un subcapitol altul. Adică contribuțiile angajatorului către bugetul de stat trebuie să le plătești. Și dacă ai rămas în minus cu 2000 de lei, statul îți permite să faci această rectificare de buget în cadrul subcapitolului. Dar dacă ai fi avut nevoie de 2000 de lei de la o investiție la alta, statul nu ți-ar fi permis, trebuia să treci de la 1 iulie în semestrul cu 3 ca să faci rectificare de buget. Dar rectificarea în cadrul același capitol, de un sub capitol cu altul, este permis să te registrați. Supunem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? 100%.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor cu acces rezervor Sângureni din cadrul obiectivului de investiții alimentare cu apă a satelor aparținătoare Comunei Sângureni. Inițiator primarul Comunei. Aici este un subiect foarte alt. O investiție, un obiect de investiții, cuprinde mai multe obiecte. Adică, dau un exemplu. Investiția, obiectul de investiții principal este alimentarea cu apă a satelor din Comunei Sângureni, aparținătoare Comunei Sângureni. Obiectele din cadrul acestui obiectiv sunt rețea distribuții, conducte de filare, conducte de abducțiune, construcție puncturi, construcție rezervor, plus drum de acces. Toate aceste obiecte fac parte din cadrul obiectivului de investiții alimentarea cu apă. Adică toate aceste obiecte fac parte pe amplasamentul investiției alimentarea cu apă a satelor, pentru care s-a emis o anumită autorizație de construcție. Drumul de acces rezervor Sângureni, prin proiectul realizat în 2006, 2009, 2016, acest drum este constituit din balastrale. Se modifică soluția tehnică, având în vedere că apa de pe versant scoboare, și aprobarea realizării acestui obiectiv cu plata de la bugetul de stat sau de la bugetul local. Depinde de, adică de ce spun buget de stat, bugetul local. Adică sunt anumite lucrări care sunt de amplasament. Spre exemplu, drumul de acces, care a fost drumul de acces, Rigora și Rigora de la drumul județean. Rigora face parte din aducerea terenului la starea inițială, drumul de acces fiind de asemenea pe proiect, dar drumul județean, pe drumul județean se construiește un pod, acel pod nu era pe amplasamentul investiției. Adică, acea investiție va fi plătită de la bugetul local, nu de la bugetul de stat, pentru că va fi deturnat de fonduri și alta sunt cu adică sunt cheltuieli legibile și cheltuieli nelegibile. Cheltuieli nelegibile dacă sunt realizate pe amă, nelegibile. Elegibile dacă sunt construite pe amplasament, nelegibile care nu sunt pe același amplasament. Supunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenență domeniului public al Comunei Sângureni a unui teren aflat în extragradul Comunei Sângureni, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Aici este un subiect care îl interesează foarte mult pe domnul Dăvoară, dar îl interesează pe toți. Drumul de exploatare care face legătura Coman Scurt. Acel drum din 1991 este drum de exploatare. Este în inventarul ocolului silnic, nu este inventarul nostru, nu este domeniul drum public, este drum de exploatare care aparține ocolului silnic. Conform registrației, dar nu mai ținite ce articol de lege, spunea că noi, primăria, putem prelua drumul de exploatare în domeniul public al primăriei. Având în vedere problemele care au existat și care există și adică justificate și nejustificate. Să știți că nu totdeauna toate aceste probleme sunt justificate. Adică eu dau dreptate și o corusivă. Atât timp cât a plouat afară și voi să te duci la deal cu căruța, nu știu ce trebuie să te duci la deal cu căruța. Adică ce trebuie? Nu prea înțeleg la multe situații. Da. Și vrem să preluăm acel drum în inventar. Numai că noi ne dăm un acord de principiu, de principiu trei, da? Dar hotărârea este de guvern. Hotărârea de guvern aprobă trecerea acelui drum de exploatare în domeniul public. Dar primul lucru pe care vrem făcut este noi să fim de acord cu preluarea acelui drum de exploatare. Doru, dacă vrei să-ți uit acest subiect. Da, eu vreau să vă zic. A zis că ce caut că mă duc cu căruța când e plouat. Eu am fost în bucată și mă prins ploaia acolo. Eu când am venit la vale, deja bariera era pusă. Atunci ce fac? Stau acolo? Da, asta e o problemă justificată, nu e nejustificată. Da, asta e, de asta așa am susținut ca să nu mai fie barieră. Eu am rămas, m-am prins acolo. Eu am pornit acolo pe căruța și totdeauna că venea pe drumul ăla de acum, drumul ăla era cam distrus. Acum chiar m-am bucurat, un drum foarte... L-au reparat, am văzut. Adică ții și la drumul lor, adică... N-a se duc cu motocicletă, se duc de acolo. Te-am convenit nici mie, adică... Gândiți-vă cu o mașină de piată spaltă, cât de piată spaltă a băgat ei. Acum cunoaștem și noi, știți cât este tona de piată spaltă?
de la 90 de lei la 120 de lei. Cum o găsești? Am găsit-o și cu 90, dar fără reme. Am găsit-o și cu 90 și cu 120, am găsit-o anul trecut 75, cum o găsești? Adică o mașină dubiată spate de aia de 26 litoane, mulțești 26 ori 2 și faci 30 de milioane, 26 ori 2, 31 de milioane, bagă un TVA de 20%, faci 38 de milioane de mașini dubiată spate de aia. Și nu faci mai mult din 40 de metri, 30 de metri. Și drumul ăla are 3 km. Adică îi înțelegi pe ei. Înțelegi pe ei. Înțeles ce, dar noi nu mergem când plouă pe drumul ăla. Era paiopi când închide bariera iarna până vara când se usucă bine, bine, nu mai deschide. Aia e problema. Da, eu și la ei, când m-am dus primăvara, eu am trecut prin părău ca să trec și am rămas în tot bolit acolo. Da. Da, imediat. Supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Dacă permiteți, puneți la vot introducerea unui nou punct pe ordine de zi, introducerea unui nou subcontractant la investiția în ființare rețea de canalizare. Într-un punct pe ordine de zi. Puneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Aici să vă prezint situația, situația respectivă. Eu v-am prezentat puțin situația. Să știți că toți și-au dat cum simțământul ca să fie bine, adică și mulțumesc domnul secretar că el a pregătit toate aceste documente, dar în general el îl pregătește pe toate, eu nefiind el și astăzi la primărie. Ce se întâmplă? Avem o zonă nefinalizată de 326 de metri. Conform legislației, am găsit un punct de legislație care ne permite ca vehicul constructorul principal grup de loc să vină cu alți subcontractați care au fost la licitație. Adică, el nu poate reuși să facă această lucrare din diferite motive. Nu intru în amănunte, că nu am eu capacitatea și nu știu. Care am găsit o societate și o face dumneavoastră la banii pe care o face grup de loc. Adică, orice subcontractant care este la o societate, lucrări sunt executate în același prețuri. Adică nu poți să crezi niciun prejudiciu, nu poți să dai o lucrare. O vedeți copiii ăștia care au lucrat. Deci ei lucrează pe banii care i-au licitat prima firmă. Deci tu ca și primar, dacă ridici valoarea cu unei, unei acela e prejudiciu pe care tu ai creat și ai știut. Ai știut. Adică, ceea ce să vă știți, nu se creează un prejudiciu, lucrările sunt efectuate în aceeași valoare. Adică, aprobarea unui nou subcontractant, prevăzut de lege, conform legislației, ne permite legislație pe amplasamentul investiției în ființare, rețea de canalizare, astfel încât băiatul ăla să facă zona aia de 326 de metri. E o zonă grea și m-am lucrat foarte mult de el să o fac. E o zonă grea, se spune. Vă dați seama, din 300 de metri, 150 cred că se strică cu rigore, mai mult de atât. Între proprietatea omului și rigore sunt distanțe foarte mici, mai mult de atât. Sunt copaci, sunt stâng de telecom, sunt stâng de lumină. E o lucrare foarte grea. Eu nu știu cum o să o facă, dar na, să dea Dumnezeu să o facă și să fie bine și fără incidente. Și mai mult de atât, avem acolo o cădere inversă. Omul este foarte bun. Mi-a făcut și lucrarea asta la drumul național. Dom'le, a făcut-o la aceeași cote ca la stație. Am rămas uimit. Diferența dintre stație și el a fost 2 mm. Am rămas uimit. Adică eu sunt conștient că nimeni nu le poate face decât el. Adică și eu sunt o traversare, o traversare și o distanță din 326 și căderea va fi pe mijloc așa. Adică va fi foarte grea, o lucrare foarte grea. Și, în general, lucrările de canalizare sunt cele mai dificile și cele mai grele. Întrebări de subiectul ăsta. Nu zic, trebuie spus la vot. Să punem la vot. Divisați, domnule.
Pentru parcări, cumva? Păi și tu nu mai tai. Iar tai asfalt pentru gaze. Trebuie să-mi las loc pe pomita de gaze. Spre exemplu, la Roma. Unde-mi las? Strada Pădurii. În curs pe loc de tot. Asfaltul 4 metri. Atâta la asfaltul 4 metri. Acostament 50-50. Ligura 60. Trebuie să las 80 cm din la gaze. Ori în curs gaze. Pomita de gaze. Ori pe... pe acostament care este 50 cm, ori pe zona aia de 80 cm. Adică nu mai poți. Pe zona aia, soluția este acostamentele din beton. Cum să mai tot beton aici? Nu mai ai cum să mai tot beton. Rămâne pământ sau balasul sau plată spaltă, astfel încât să poți să faci pământul de gaze. Ce faci? Tot beton și urmă, scoți afară beton. O situație care este la Bășești cu betoane. Va fi dezastru la Bășești cu betoane. Cel puțin în momentul aici, nu? Se va distruge, tot se va distruge. Tot beton, mă, are acolo. Deci, pe o parte e o bucurie, pe o parte nu aș simți o bucurie și... da. Mulțumim frumos. E planul ajunge să încheiat.